Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia balanță, astăzi vom face balanță pentru săptămâna 17-23 iunie și haideți să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână. Dragile mele balanțe, ce energii se deschid către voi în această săptămână? Balanță. Iertare și aceste dungi pe care le meriți, aceste lucruri care vin către tine pentru că le meriți, poți fi propriul tău cavaler. Aici ai de luat o decizie și trebuie să conștientizezi că tot timpul ești suficient. Aici ți-ai pierdut încrederea în propria persoană din cauza unei trădări, din cauza unei persoane. Ceva ce ai crezut că e frumos, dar a fost putred, a fost găunos. La suprafață frumos, dar înăuntru sec. Meriți ceva mult mai bun, poți fi propriul tău cavaler. Poate că ai trecut printr-o despărțire, printr-o tristețe, dar ce vine către tine este frumos. Suferi, ai suferit, ești trist aici, această carte arată tristețe. Ai rămas cu amintirile, ai rămas cu petalele de trandafiri, dar și cu spinii, care încă te înțeapă și trebuie să ierți, trebuie să înconjuri cu iubire și să lași persoanele care nu au vrut să meargă alături de tine să aparțină trecutului. Poate nu au rămas lângă tine pentru că ai ceva mult mai bun și cu siguranță acesta este motivul. Aici ai cartea numărul 1. Cartea în care ți se spune că poți fi propriul tău cavaler, trebuie să te întorci la esența ta și să te gândești ce misiune ai, de ce ai venit aici și ce ai de învățat. Ești suficient. Din moment ce ești aici, deții toate instrumentele necesare pentru a fi aici. Ești bine acolo unde ești. Haideți să vedem, dragile mele balanțe. Ce vine către voi în această săptămână? 10 de monede. Vi se pregătește ceva, dragilor. Vi se pregătește ceva, dar voi aici sunteți triști și trebuie să iertați. Pentru că totul se poate schimba într-o clipă și se va schimba pentru voi. La capătul setului de cărți, 7 de bâte. 3 de cupe, vă veți bucura în această săptămână, poate mergeți la o petrecere, poate mergeți într-un loc unde o să râdeți mult, o să vă simțiți bine. Da, văd aici 9 de săbii. Ce ar trebui să știi? Că această tristețe, aceste gânduri negative stopează iubirea care vine către tine și pe care o ai prin preajmă. Rănit 3 de săbii aici, ai fost răpus de 3 săbii, durere. Doar că aceste lucruri se schimbă. Posibil aici să fi fost trădat de o persoană foarte dragă inimii tale. Ți-a spus ceva, te-a trădat, a plecat ceva, s-a întâmplat multă suferință, dar trebuie iertată. Acea persoană te-a învățat că ești suficient pentru această viață și că poți să faci tot ce îți dorești, poți fi propriul tău cavaler. Următoarea carte de aici este Universul. Tot ce suntem este praf de stele și următoarea carte, dragilor, este cartea stelelor. Aici te vindeci, poți manifesta tot ce îți dorești, te vindeci de tot ce a fost până acum. Și a fost greu aici pentru că următoarea carte este cartea furtunii și ți se transmite aici că orice uragan are și un sfârșit. Vedeți, nu i-a căzut coroana acestei domnișoare, deși a fost furtună.
ați rămas în credința voastră, ieșiți din această noapte întunecată, ieșiți din aceste gânduri negre pentru că nu vă aduc nimic bun, vă țin în loc, nu știți că dorința voastră arzătoare se va împlini. Aici aveți un cavaler de săbi și un magician. Magicianul schimbă, poate schimba situația din foarte rău în foarte bine, într-o clipă, pentru că este magician. Aici se întâmplă o magie. Citirea începe cu 10 de monede și se închide cu 2 de cupe, dragilor. La capătul setului de cărți aveți acest 7 de bâte. Vezi un pic înaintea celorlalți ce este de făcut. Fii cu un pas înaintea lor. Pentru că această suferință pe care voi ați trăit-o, karmă, cum vreți voi să-i spuneți, trădare, v-a făcut persoane mai reci. Dar gândiți-vă la natura voastră, așa sunteți voi de fapt, și răspunsul va fi nu, dragilor. Astfel încât trebuie să vă întoarceți la natura voastră, pentru că sunteți buni, sunteți suficienți, sunteți frumoși, puteți fi proprii voștri cavaleri, puteți face tot ce vă propuneți la fel ca noi toți, pentru că noi toți avem aceleași drepturi, dragilor. Suntem persoane interconectate, fiecare este foarte bine pe drumul lui. Dacă ați avut aici persoane care v-au trădat, care v-au mințit, care nu au mers alături de voi, iertați-le și mergeți mai departe, sau cel puțin puteți accepta că acele persoane în acel moment atât au putut face și trebuie să existe un motiv. Nu vine nimeni niciodată în viața noastră fără un motiv. Ce ați avut de învățat din acea experiență, gândiți-vă, învățați și plecați mai departe, pentru că aici se deschide o nouă iubire. Nu vă poate accesa pentru că sunteți într-un nouă de săbi. Sunteți persoane care nu vă odihniți noaptea, vă gândiți, întoarceți problema pe toate părțile. Încercați să o vedeți dintr-un alt unghi de vedere, ceva total diferit, poate pozitiv. S-a întâmplat acest lucru rău ca să nu pățesc ceva și mai rău. Și fiți blânzi cu voi, dragilor. Probabil aici este o situație destul de încărcată, dar totuși la mijloc aveți magicianul. Totul se schimbă într-o clipă în această săptămână și se întoarce în favoarea voastră. Prima carte este 10 de monede. Voi vreți abundență, vreți familie. Puteți accesa această familie, această iubire. Aveți aici o persoană tot în zodie de aer, gemeni vărsător balanță, care vine către voi, dar voi o comparați pe această persoană care vine către voi cu o fostă persoană sau nu vreți, nu mai vreți. Aici multă suferință, iar această suferință v-a adus într-un blocaj. Blocajele dispar, dragilor. Măștile sar în aer, tristețea se închide. Acceptați, iertați și plecați mai departe, pentru că vă meritați toate aceste lucruri pe care le-ați acumulat. Vă meritați binecuvântările. Ce ați oferit veți primi înapoi în această perioadă. Nu rămâne nimic neplătit, dragilor. Fiecare persoană își primește cadoul, că este pozitiv, că este negativ, fiecare ce a pus în univers. Aici ești demn, poți fi mândru de tine, poți fi propriul tău cavaler, poți să faci ca lucrurile să se întâmple frumos pentru tine. O persoană nouă vine către voi, nu-i puneți bariere pentru că este o persoană bună, gândiți-vă puțin. Această persoană vine cu un 2 de cupe, cu un 10 de monede, este o persoană stabilă, vine să vă protejeze, să vă asculte, să vă aline, să vă cicatrizeze inima. Aici, într-adevăr, o inimă rănită, ați avut un suflet pereche,
o situație, o problemă la serviciu, v-a întristat foarte tare, dar nu mai puteți schimba acel lucru, astfel încât putem merge mai departe și să vedem ce putem face de aici înainte. Magicianul schimbă totul în această săptămână. Este o săptămână frumoasă care poate să vă aducă iubire atâta timp cât vedeți iubirea. Dacă voi stați în tristețe, în nouă de săbii, nu emanați iubire. Emanați tristețe, emanați iubire, încărcați cu iubire locul, spațiul, persoana voastră, totul în jurul vostru, iar iubirea va veni în cele din urmă, în această săptămână către voi. Această persoană care este în drum spre voi, dragilor, primiți-o. Aici ați suferit mult, dar suferința v-a adus înțelepciune. Trebuie lăsat în urmă, iertat și să ieșiți din această tristețe. O bucurie vine către voi în această săptămână. Sunteți deasupra tuturor, cineva vă invidiază aici. Probabil acestea sunt și motivele pentru care parcursul v-a fost îngreunat. Dacă vă invidiază, dragilor, înseamnă că faceți bine ceea ce faceți. Mergeți înainte pentru că este bine. Ghidul spiritual, sunt alături de tine. Ce aștepți de la mine? Te ascult. Vorbiți cu copilul vostru interior, vorbiți cu voi și lăsați-vă ghidați de propriile credințe. Va fi bine, sunteți într-o creștere, sunteți pe un drum bun. Închideți o ușă a trecutului, iertați și mergeți către viitor, pentru că aici vă așteaptă iubirea. Prietenul, te iubești și te accept în tot ceea ce ești. Aveți aproape toate cărțile, vă transmit același lucru. Aveți cartea acestor dungi pe care le meritați, acestor binecuvântări pe care le aveți. Aveți sufletul, copilul interior care vă spune că vă iubește și vă acceptă. Această carte a cavalerului, în care îți spune că poți fi propriul tău cavaler, poți să muți și munții din loc dacă vrei. Aveți 10 de monede, aveți 2 de cupe. Da, aici a fost multă durere, ați fost răniți, dar aici este magicianul. Puteți face ca magia să se întâmple peste noapte, să schimbați setul de valori și credințe, să schimbați situația în favoarea voastră. Copilul tău interior te iubește și te acceptă în tot ceea ce ești. La fel te vor vedea și persoanele din jurul tău. Recunoștința. Fiți recunoscători pentru tot ce sunteți. Iar aici aveți cartea înțeleptului. Acceptă ceea ce este, conștiința are grijă de toate. Este aceeași carte ca și această primă carte, 10, a iertării. Acceptă, pentru că lucrurile merg spre bine. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, vă rog să vă adresați acum, să vedem și un răspuns. Într-un an de acum înainte. Sau poate fi și mai repede, într-un viitor apropiat, dacă faci și tu ca ceva. Aici aveți un răspuns foarte pozitiv, nu trebuie să te îngrijorezi. Dar dacă vei sta aici într-o nouă de săbii, lucrurile se vor întâmpla. Într-un final, întrebarea pe care voi ați adresat-o va avea o rezoluție frumoasă, va avea o rezolvare, cea mai frumoasă rezolvare. Dar nu acum, îngreunați, timpul se mărește dacă sunteți negativi, dacă gândiți într-un mod mai puțin pozitiv, dar dacă schimbați negativul în pozitiv în viitorul apropiat, răspunsul este da, cea mai frumoasă rezolvare își va găsi întrebarea pe care voi ați adresat-o. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!